Perioada merelor este în toi, așa că le găsim noi rostul la fiecare. Astăzi o să facem dulceață de mere. Am început prin a tăia merele mai mititel, așa cât să încapă în mașina de tocat, asta micuță. Le puteți și rade, e mai ok așa, dar eu am zis că aș vrea să simt gustul merelor. Am avut cam 2 kg 169, le-am făcut de dimensiunea asta, după cum vedeți, că îmi place să le simt la gust atunci când le mănânc din dulceață sau gem, cum vreți voi să îl numiți rețeta asta. Bun, am stors o lămâie acolo și am amestecat bine ca să nu se oxideze merele, căci vor sta în zahăr cam 8-9 ore, cam așa, ca să-și lase un suc, să-și lase un sirop la 2 kg și ceva. Am pus 1 kg de zahăr. Am amestecat totul bine și am acoperit cu folie transparentă ca să nu se oxideze, iar din când în când, la 2-3 ore, mai amestecam în ele ca să se îmbibe toate de aromele respective. Nu spun ce arome erau acolo, Dumnezeule. Când și-a lăsat destul de mult sirop ca să le putem fierbe, le pun pe foc într-o oală. Le-am ținut cam 8 ore jumătate așa să-și facă sirop, după care le-am pus într-o oală la foc tare iute până dulceața a fost gata. Deseori făcea ca o piramidă așa și a trebuit să amestec mai des decât o fac în alte dulcețuri, gemuri. Făcea ca o piramidă așa, că a trebuit să amestec să fie totul omogen. Dulceața este gata când textura ei are o culoare așa ușor maronie și e translucidă zeama respectivă. Am blenduit jumate din cantitate, jumate din dulceață am băgat în blender și am pasat-o așa mai finuț, nu ca un pireu, puțin mai grunjos. Cam asta este textura pe care am vrut să o obțin, totuși să simți merele. Iar restul am lăsat-o cum era. Am sterilizat borcanele, le-am umplut cu dulceață, le-am închis bine cu capacele și le-am pus pe foc într-o oală, căruia i-am pus un șervețel de desubtul borcanelor, ca să nu se spargă borcanele, să nu avem peripeții. Jumătate de oră am fiert borcanele și după le-am lăsat acolo în oală până a doua zi dimineața. A doua zi dimineața le-am scos pe un prosop ca să se scurgă de apa respectivă, le-am șters bine și sunt pregătite pentru cămară. Nu vă spun ce gust și ce aromă, Dumnezeule, cu siguranță voi mai face câteva borcănașe, că nu ne ajungă asta pentru toată iarna. Și bune pentru cămara noastră. Dacă faceți și voi, îmi spuneți în comentarii.